Mâine prăpădul vine iar în satul Pelinul din Călăraș. Oamenii stau cu ochii pe provizii și socotesc dacă le ajung lemnele, dacă au suficientă mâncare. Simona Boțoc a fost toată ziua acolo. Simona, bună seara! Unii merg pe trei cărări, deși nu este poate niciuna, alții sapă tunele cu mâinile goale. Sunt oamenii pregătiți pentru urgia care vine de mâine, se întoarce de fapt? Bun găsit! Fiecare localnic de aici a încercat, așa cum a putut, să se pregătească pentru această nouă atenționare. Este greu însă să spui că ești pregătit când în bătătură ai asemenea munți de năpeți, de nămeți. Sunt tone de zăpadă, pur și simplu pe alocuri depășește 2 metri și jumătate, 3 metri câte un troian, așa că e foarte, foarte greu să spui că ești pregătit. Mulți dintre săteni n-au mai avut nici apă potabilă. Iată, este și acest caz unde suntem noi, la familia Spătaru. Oamenii vreo 2 sau 3 zile nu au avut apă, nici măcar nu au putut să iasă din casă. Astăzi, cei de la primărie și alți săteni care au fost mai norocoși au venit și câteva ore bune s-au luptat cu aceste mormane de zăpadă și au făcut aceste căi de acces. Situația este însă și mai disperată pentru că se întâmplă ca mulți dintre localnici să nu aibă nici măcar curent electric, așa că tot ceea ce le rămâne de făcut este să stea la lumina lumânării. Au încercat în măsura în care au putut să-și aducă în case lemne, au încercat să se pregătească oarecum pentru ceea ce ar putea urma zilele următoare. Noi vă spuneam, suntem acum în casa familiei Spătaru. Ei bine, aici a fost astăzi o situație disperată pentru că oamenii s-au trezit pur și simplu cu zăpada în casă. Suntem cum în bucătăria acestor oameni, prin acoperiș efectiv, viscolul a băgat zăpadă. Iată, vesela este plină de zăpadă, iar această ușă pe care vă arată acum colegul meu a fost blocată. De altfel, așa am găsit-o când am ajuns. Colegul meu, Bogdan Jujatu, a făcut un efort pentru a încerca să-i ajutăm oarecum pe acești oameni. Undeva într-o cameră, în imediata noastră apropiere, la lumina lumânării, oamenii se roagă vremea să fie blândă cu ei, să fie mai blândă decât acum 2 zile. De altfel, vă spuneam, asta fac toți localnicii de aici. Îi cer lui Dumnezeu ca acest cod portocaliu să nu-i afecteze atât de tare. Andreea? Simona, mulțumesc. Iarna este